are varianta promovării și cu o remiză astăzi, cu o singură condiție. La întâlnirea de mâine dintre UCLU și Hermannstadt să nu existe remiză. Haideți să vedem cum arată 11-le gazelor de la Petrolul înaintea partidei cu Concordia Chiajna. În poartă este Raul Avram, Sergiu Pârvulescu, Bart Myers, Marian Huja și Valentin Țicu, Eugen Cebotaru cu Takayuki Seto și Marius Cioiu, Mario Bratu, Simon Măzărache și cu Senat Iarovici. Un 4-3-3, care de fapt un 4-2-3-1. Vom vedea o echipă ofensivă a lui Nae Constantin. Concordia Chiajna într-un sistem aproape similar, cu Marius Saldescu în poartă, Florin Borța, Andrei Marc, Raul Palmeș, Alexandru Cherecheș pe linia de fund, Răzvan Matiș, Dorin Codrea și cu Lucian Ion în linia mediană. În atac sunt Adi Voicu, Nemanja Socovici și Nini Popescu. După 6 ani de absență în Liga 1, echipa de pe stadionul Ilien Oana a început partida cu un prim atac al oaspeților de la Concordia Chiajna. Însă, sigur, în play-off situația a fost un pic mai dificilă pentru echipa lui Nae Constantin. Adi Voicu minge, oricum șutată greșit. A avut 7 puncte avans față de echipa de pe locul al doilea, niciodată nu s-a întâmplat acest lucru. Iată un prim șut pe poarta Concordiei. În acest play-off, echipa lui Zicu are o singură victorie, minge în careu. O să întrerupă un pic pe această partidă. Deja nu se mai vede în acel colț al terenului. Era perioada de glorie, ultima perioadă de glorie, dacă vreți, a echipei din Ploiești. Nu se mai vede nimic. Problemele au început să apară la începutul anului 2015, când echipa a intrat în insolvență după problemele legale, după problemele mai degrabă penale chiar, pe care le-a avut conducerea. Acel sezon l-a terminat pe poziția 6-a, însă în vara anului 2016 a intrat în faliment. Balon foarte înalt, atenție la acest șut senzațional, parada lui Aldescu. A fost execuția lui Mario Bratu, am impresia. Minge înaltă la bara a doua. Fiecare este creierul echipei când se atacă pe partea sau șut al lui Bratu, gol! Mario Bratu reușește să deschide scorul în minutul 38. În acest moment, Petrolul este promovată. A fost și o ușoară deviere acolo totuși. Frumoasă execuție, un stângă senzațional al lui Mario Bratu, care dă al 5-lea său gol din acest sezon. Da. Mario Bratu deschide scorul în meciul care ar putea să promoveze după mulți ani pe Petrolul în Liga 1. Am vrut să ne dăm seama din această reluare, poate acum. Atenție la Marc. Da, este o minge deviată suficient de capitanul ilfovenilor cât portarul Aldescu să nu mai prindă. Un alt gol! 2-0 pentru Petrolul! Același Mario Bratu, minutul 48. Ce-am crezut eu, a crezut și portarul Aldescu, că va fi o schemă. Nici n-a avut foarte mare avans. Bratu are o execuție formidabilă, a doua, prima sa dublă. Nu știu că n-a atins, nu n-a atins nimeni mingea, o traiectorie perfectă. Intră echipa medicală. Lovit
Marc întâmplă. În prelungiri. Vă spuneam că în deplasare are 4 meciuri fără victorie, 3 înfrângeri plus remiza din etapa trecută de la Slobozia cu golul din prelungiri. Revine pe teren capitanul Concordiei, Andrei Marc, bandajat. Minge înaltă. Atenție, aproape de 3-0. Petrolul, nu știu dacă n-a ieșit balonul afară. Raul Palmeș pentru Florin Borța. Borța înaltă mingea pentru Andrei Marc, urcați la finalizare, capitanul oaspeților. Atunci nu s-a jucat decât o singură partidă, n-a existat tur-retur. Întâlnirea dintre Petrolul și Concordia Chiajna a fost aici pe Ilie Oană, iar Ploieștiul a câștigat cu unul, tot cu 1-0. Promovează direct. Și atunci lucrurile sunt clare. Măcar referitor la primele 3 chiar 4 clasate. Iată o nouă ocazie pentru ploieșteni aici. Bate Pașov. A ieșit balonul afară, nici nu mai contează. Mai sunt 10 secunde. Fac semn toți jucătorii, toată lumea face semn ca jocul să fie oprit. În imagine, golgheterul Petrolului, marele absent de astăzi, Sori Diara. S-a terminat partida. Petrolul a promovat matematic în Liga 1. La ultima partidă pe teren propriu, cum nu se putea mai bine, oprește pe fan dacă poți. Va fi o sărbătoare senzațională în această seară în Ploiești. S-a făcut breșa și pe acolo ies fanii Petrolului. Se duc să se bucure alături de jucători din sezonul 2022-2023. După 6 ani, fotbalul de Liga 1 se întoarce pe stadionul Ilie Oană. A fost un sezon nemaipomenit pentru echipa antrenată de Nae Constantin. N-a fost neapărat cea mai spectaculoasă echipă. De multe ori Petrolul a jucat prudent, cu frica unui rezultat mare, cu o miză mare care a atârnat pe umerii jucătorilor. Însă nu trebuie să câștigi mereu cu 5-0, cu 6-0, așa cum spunea odată cineva, decât o victorie cu 6-0, mai bine 6 victorii cu 1-0. Aici nici măcar nu este o hora bucuriei, este un meeting al bucuriei. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.